Parlamentul din Taiwan a legalizat căsătoriile de același sex, astfel că această țară a devenit prima din Asia care ia respectiva măsură. Parlamentarii au aprobat un proiect de lege care permite cuplurilor de același sex să formeze uniuni permanente exclusive și un altul pentru a solicita înregistrarea căsătoriei la agențiile guvernamentale. Legea a fost adoptată chiar de Ziua Internațională împotriva homofobiei și reprezintă o victorie a comunității care militează de mulți ani pentru drepturi egale în ceea ce privește căsătoriile. În urmă cu 2 ani, Curtea Supremă din această țară asiatică a decis că interzicerea căsătoriilor între persoane de același sex este o violare a Constituției. Astfel, guvernul din țara asiatică a avut termen până pe 24 mai 2019 să facă modificările necesare. Parlamentul ia în calcul și aspecte legate de adopții, care pot fi făcute de cuplurile homosexuale. În ultima decadă, Taiwan a devenit una dintre cele mai progresiste țări din Asia, însă insula a rămas conservatoare, mai ales în zonele din afara orașelor. Australia și Noua Zeelandă sunt singurele state din mai larga regiune Asia-Pacific care au adoptat legi privind căsătoriile între persoane de același sex.